Arderile necontrolate de vegetație sunt din ce în ce mai des întâlnite în județul Hunedoara. Autoritățile județene au început deja să ia măsuri împotriva celor care incendiază miriștile ori pășunile, aplicând în weekend amenzi de 5.000 de lei. Pompierii hunedoreni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 5 incendii de vegetație uscată, care au afectat peste 80 de hectare de teren. Pompierii militari alături de jandarmi și de reprezentanții gărzii de mediu și ai APIA au continuat și în acest sfârșit de săptămână acțiunile de control și informare preventivă în ceea ce privește arderea necontrolată a vegetației uscate. În acest sens au fost identificate 5 incendii de vegetație uscată, fiind aplicate 2 avertismente verbale, dar și 2 amenzi contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei. Doar sâmbătă, suprafața totală a terenurilor afectate de arderile necontrolate a fost de peste 80 de hectare. Vă reamintim faptul că printr-o hotărâre luată la nivel județean privind măsurile de reducere a riscului de incendiu la vegetație uscată și fondul forestier, s-a dispus interzicerea arderii miriștilor vegetației uscate și a resturilor vegetale pe raza județului Hunedoara, indiferent de forma de proprietate a terenului.